Amin. Vă invit să deschideți Biblia în seara aceasta la Cartea Faptele Apostolilor. Vom citi pasajul din Scriptură care se află în calendarul textelor biblice din această perioadă pentru biserica noastră. Faptele Apostolilor, capitolul 10. Vom citi începând cu versetul 30, pagina în Biblie 1068, în versiunea Cornilescu. Citim acest pasaj care începe cu răspunsul pe care Corneliu îl dă invitației lui Petru în momentul când el ajunge în Cezarea. Versetul 30, Fapte, capitolul 10. Corneliu a răspuns: acum 4 zile, chiar în clipa aceasta, mă rugam în casa mea la ceasul al 9-lea. Și iată că a stătut înaintea mea un om cu o haină strălucitoare și a zis: Cornelie, rugăciunea ta a fost ascultată și Dumnezeu și-a dus aminte de milostenile tale. Trimite dar la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru. El găzduiește în casa lui Simon tăbăcarul lângă mare. Când va veni, el îți va vorbi. Am trimis îndată la tine și bine ai făcut că ai venit. Acum dar, toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Atunci Petru a început să vorbească și a zis: în adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam, cine se teme de El și lucrează în neprihănire, este primit de El. El a trimis cuvântul Său fiilor lui Israel și le-a vestit Evanghelia păcii prin Iisus Hristos, care este Domnul tuturor. Știți vorba făcută prin toată Iudeea, începând din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan, cum că Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Noi suntem martori a tot ce a făcut el în țara iudeilor și în Ierusalim. Ei l-au omorât, atârnându-l pe lemn, dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate nu la tot norodul, ci nouă martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu, nouă care am mâncat și am băut împreună cu el după ce a înviat din morți. Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că el a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și al celor morți. Toți prorocii mărturisesc despre el, că oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Sfântului Duh s-a vărsat și peste neamuri, căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis: se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Atunci i-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. Amin. Vă invit respectos să reocupați locurile. Acesta este pasajul din Scriptură care a generat întoarcerea Dumnezeu a primului mântuit dintre neamuri. Așa cum obișnuiesc teologii să spună, așa cum spune Scriptura, atunci când apostolul Petru s-a dus în Cezarea, în casa acestui sutaș roman și a vestit Evanghelia, el s-a întors la Dumnezeu și a fost mântuit și a fost salvat și a fost botezat împreună cu întreaga lui casă și cu toți cei ce erau împreună cu el acolo. Doresc din toată inima tuturor celor ce sunteți în adunare, veniți la casa Domnului să vă zic din toată inima, frați, surori, tineri, copii chiar, bun venit la casa Domnului. Așa cum obișnuim de fiecare dată atunci când avem și oaspeți între noi, îi salutăm cu aceeași dragoste, dorind ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste toți. În locul acesta se prezintă Dumnezeu, noi credem din toată inima, de aceea venim. Dacă nu am crede lucrul acesta, n-am venit de fiecare dată în locuri ca acestea. N-ar merge oamenii la biserici dacă n-ar avea convingerea că Dumnezeu se prezintă acolo. Fiți bineveniți în locul în care se prezintă Dumnezeu. Amin. Aici este casa lui Dumnezeu, odinioară omului Dumnezeu, Iacov, spunea când și-a șezat capul pe o piatră și a zărit o scară care lega pământul cu cerul și pe ea coborau îngeri și suiau îngeri de pe pământ. Spunea: aici este casa lui Dumnezeu și eu n-am știut, aici este poarta cerului, aici este un loc în care ne întâlnim cu Dumnezeu și de fiecare dată când ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, noi credem că El ne ascultă.
El este Dumnezeu care a făcut cerul și pământul și urechea lui aude tot ce se întâmplă în universul acesta, slăvit să fie numele Domnului. Tuturor oaspeților care sunt și în seara aceasta în casa Domnului, vă spunem bun venit la casa Domnului. Așa cum și azi dimineață salutam cu dragoste reîntoarcerea din țara unor frați din biserică care au fost plecați și a unor oaspeți care ne-au mai vizitat, respectiv familia Chira care s-a reîntors din România și domnul doctor Ion Pop care ne vizitează pentru mai a doua sau a treia oară, de mai multe ori cred că a fost dânsul în Australia, vă spunem din nou și în seara aceasta, bine ați venit în acasă și bine ați revenit în Australia. De asemenea, dorim să salutăm cu bucurie noi oaspeți care sunt pentru prima dată cu noi în biserică, veniți din România. Avem o familie, familia Balica, Adrian și Mihaela, vă rugăm să vă ridicați, să vă cunoaștem, să vă salutăm cu toată dragostea în mijlocul comunității române creștine din Perth, Australia. Bine ați venit în Australia, bine ați venit în Biserica Pentecostală din Perth. Vă spunem din toată inima să aveți un timp binecuvântat, vă rog să reocupați locurile, să aveți un timp binecuvântat în Australia. Sigur, venirea dumneavoastră probabil este pe motive de working visa sau rezidență permanentă. Bine ați venit în Australia, dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă facă parte de un har special. Pe lângă faptul că aveți un har și noi credem românii care trăim în Australia că avem un har special că trăim într-o țară atât de binecuvântată, atât de prosperă și din punct de vedere economic. Dar doresc din toată inima ca Dumnezeu să vă facă parte în țara aceasta și de harul de care a avut parte Corneliu la Cezarea. Amin? Biserica Domnului din Perth zice amin, amin. De asemenea, cu aceeași dragoste dorim să salutăm alți doi tineri, pe domnișoara Ligia Burcă și pe domnul Sergiu Corha. Vă rog să vă ridicați, domnul Sergiu Corha și Ligia Burcă. Bine ați venit în Australia, vă dorim același fel de binecuvântări de care au parte copiii lui Dumnezeu și vreau să vă asigur că nu sunt puține. Să nu apreciați urarea noastră ca ceva obișnuit. Ne-au spus și ăia să aveți parte de binecuvântări. Binecuvântările lui Dumnezeu sunt cele mai speciale binecuvântări pe care pot să le aibă oamenii pe pământ. Dorim din toată inima ca să aveți parte, pe lângă prosperitatea și binecuvântarea de care se bucură toți oamenii în țara aceasta, de binecuvântarea de care a avut parte și Corneliu la Cezarea. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Bine ați venit în mijlocul Bisericii Domnului din Perth. Tuturor celor ce sunt cu noi online în seara aceasta, dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea parte de același har de care au parte toți copiii Domnului oriunde se întâlnesc în locuri ca acestea. Numele lui Dumnezeu să fie înălțat și slăvit și glorificat. Și dacă sunt dorințe care le exprimăm aici, în prezența unde suntem împărtășie cu toții sau online unde vă aflați, înaintea lui Dumnezeu, aduceți-le și când ne vom ruga Domnului cu biserica, Dumnezeu să asculte toate rugăciunile noastre. Observ că s-a întors și familia Horvat. O văd numai pe sora Vijica. Nu știu dacă și fratele Nelu îi aici. Nu. Sora Vijica, bine ați venit din România. Domnul să vă binecuvinteze. Vedem că Dumnezeu v-a ocrotit și v-a păzit și sunteți din nou cu bine acasă. Să fiți binevenită din nou în rândul Bisericii Domnului din care faceți parte. Dacă sunt și alți oaspeți, îi salutăm cu aceeași dragoste, vă rugăm să ne faceți de cunoscut. Dacă sunt și alți oaspeți, îi salutăm cu aceeași dragoste. De asemenea, avem o doamnă care vorbește limba engleză și italiană. We like to welcome Miss Lina, a friend of Cojucărescu's family. You are tonight for the first time in our church. We wish you a very pleasant night. And all God's blessing tonight together with the Romanian community and Romanian church in Perth. Domnul să binecuvinteze întreaga biserică. Doresc și în seara aceasta, așa cum obișnuim de fiecare dată, să închinăm Domnului toate cântările noastre de laudă, să-L slăvim pe Domnul împreună cu corul bisericii, cu grupul de laudă și să aducem toată lauda și gloria și slava